Bine v-am regăsit, bună dimineața, Doamne ajută, o nouă ediție de Face Press la Neptun TV și Radio Dobrogea. Spuneam ieri că aștept să ne revedem cu drag în această emisiune, pentru că, uite, o să începem cu un subiect foarte frumos despre constanțeni de nume și chiar renume. Frumoasa vârstă de 91 de ani, cel mai longeviv atlet al Dobrogei, Traian Petcu, un nume cât o istorie, un om care se simte foarte fericit, cel mai fericit pe pista de alergare. Este atlet, este sportiv, este unul dintre cei mai oameni în vârstă din România și mai ales atlet în activitate, deci la 91 de ani, domnul Traian Petcu, pe care se întâmplă să-l și cunosc și pe care asta într-un fel îl îmbrățișez așa mediatic, pentru că, da, merită. Este un om cât o istorie. A făcut războiul, am putea spune, omul acesta și este un model care ar trebui să-i motiveze în primul rând pe tineri. Tinerii care sunt din ce în ce mai pierduți în așa numita social media, în comunicarea asta fără de comunicare pe internet și din care nu află mai nimic, pentru că de fapt constatăm că tinerii noștri sunt din ce în ce mai lipsiți de personalitate. În domeniul sportului, studiile arată că 60% dintre elevii de peste 11 ani nu mai fac deloc sport și din ce în ce mai mult suferă de obezitate. Și asta n-ar fi tot. Mai comentăm noi, dar haideți să urmărim povestea acestui constanțean de nume și renume. Această vârstă este o autoterapie asupra organismului. E un exercițiu extraordinar de care noi nu ne dăm seama. Când ai în piept o inimă atât de motivată, trupul se supune și câștigă zilnic bătălia cu timpul, cu vârsta. Pentru Traian Petcu, cel mai longeviv atlet al Dobrogei, viața are un singur sens, înainte, spre un nou record. A depășit de mult bariera impusă de bătrânețe și este hotărât să mențină această performanță, mai ales că luna aprilie va împlini 91 de ani. Este jovial, sănătos, tun și cu o memorie care nu i-a pierdut niciun detaliu al vieții. Cel mai bun, da. Pentru că spuneau că am picioare lungi, dar mai e un proverb, picioare lungi și minte scurtă, se mai spune și. Dar nu știu cât mintea mea este de scurtă sau lungă, dar am avut minte bună dacă am ajuns la vârsta asta. La școala primară, profesorii, dar și colegii de clasă îi spuneau bărzoiul. Cu pași mari, dar și cu o strategie bine pusă la punct și adaptată fiecărei curse, Traian Petcu câștiga competiție după competiție. Încă de când era copil, adora să alerge în tălpile goale pe străzi sau la stadion și nu rata nicio ocazie în a se dărui cu totul mișcării. Modelul a fost chiar mama sa, care în simplitatea femeii de la țară i-a vorbit despre beneficiile sportului pentru trup și minte. Când te scoli dimineața, este o mișcare foarte naturală să te întinzi. Este independentă asta de voință, nu? Vrând, nevrând, te întinzi, nu? E un exercițiu extraordinar de care noi nu ne dăm seama. Sportiv al clubului Dinamo București și apoi profesor de educație fizică și sport în Constanța, Traian Petcu își amintește cu drag de toate victoriile sale, inclusiv de performanța istorică de la campionatele internaționale de atletism din 1948. M-am dus foarte puternic, rezultatul era așa de uluitor în prima parte pe 400 de metri, asta, da, și sigur că efortul m-a obosit, colegul m-a urmărit pe mine în spate. Dar nu victoriile din tinerețe sunt cele care i-au adus cu adevărat succesul, ne spune el, ci titlurile dobândite acum la o vârstă înaintată. E ușor să fii campion național când ești aliat cu tinerețea, mai greu e să rămâi în vârf când te lupți cu secolul. Determinarea lui vrea să fie un model pentru tinerii de astăzi înstăinați de mișcare. Poate cu vârsta, într-adevăr, poate fi mult mai adecvată această victorie a voinței. Trecut, prezent și viitor. Este un model pentru noi toți. Îl felicit, îi doresc mulți ani și cred că merită respectul
tuturor constanțenilor pentru ceea ce a dăruit acestui oraș. Traian Petcu se antrenează de două ori pe săptămână, chiar și la minus 6 grade, când mulți dintre noi nu îndrăznim să ieșim din case. Sportivul non-algenar nu a stat departe de stadion. Mișcarea îi fortifică trupul, iar credința sufletul, ne mărturisește el. O carte de rugăciuni foarte veche este una dintre comorile lui. Această carte a avut-o tatăl dumneavoastră în primul război mondial și dumneavoastră ați purtat-o în cel de-al doilea război mondial. Cu părinții, da, și acum al treilea, dacă o veni. Dar asta e cu nuclear, praful ne face. În luna martie, Traian Petcu va participa la campionatul național de cross pentru veterani de la Pitești. Numele lui apare în enciclopedia personalităților din România. În timp ce atletul pensionar nu contenește să alerge spre victorii, un studiu arată că elevii fug de mișcare. 60% dintre copiii cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani nu fac sport și niciun fel de activitate fizică, potrivit raportului Special Eurobarometer. Acest lucru îi predispune la obezitate, boli cardiovasculare, diabet și cancer. Da, mens sana in corpore sano, nu? Adică dacă mintea sănătoasă este și corpul sănătos este, cum ar veni. De fapt, cum bine zicea comentatorul care a realizat materialul, duhul este cel ce coordonează trupul și asta este foarte bine și pentru că vorbim de duh, da, dau și eu mărturie aici, că domnul Traian Petcu nu e credincios doar așa de poză cu cartea în mână de rugăciuni, cum mai fac unii, ci chiar este un credincios activ. Vine la biserică slujbă de slujbă, la noi, la biserică vine și pot să dau mărturie de treaba asta, dar nu de asta am ales acest subiect, pentru că totuși credința trebuie trăită în smerenie, nu facem acum... cum să spun, act de bravură credința noastră. Dar iată, se poate. Și când pui treaba asta în lumina tinerilor, începi să-ți dai seama de niște treburi, dacă îți mai dai seama de ele. Pe de altă parte însă, dacă duhul frumos face și trupul frumos, există și duh urât care întunecă și trupul. Iată, de exemplu, citesc despre explozia antisemitismului în Europa. Ororile nazismului sunt redeșteptate odată cu apariția islamofascismului. Europa se confruntă cu o recrudescență a actelor antisemite nemai întâlnită după al doilea război mondial. Este vorba de hărțuieli, manifestații violente în fața sinagogilor și a magazinelor kosher, retorică publică antisemită, apariția partidelor care culpabilizează evreii în masă, dar peste toate, atentatele comise de islamiștii radicalizați au dus la un adevărat exod al evreilor din țări precum Franța, Germania, Belgia, Marea Britanie. Confruntată cu eșecul asimilării musulmanilor, Europa e martora apariției islamofascismului, așa cum polemic a denumit ieri premierul francez Manuel Valls acest curent radical. Islamofascismul și-a găsit aliați însă în mișcările politice de extremă dreaptă și ele cu puternic filon antisemit, iar cocktailul exploziv a dus la începerea exodului forțat al evreilor către Israel. Este vorba de țări precum Franța, Germania, Belgia, Ungaria, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Italia și de câteva partide din Uniunea Europeană care promovează antisemitismul sau au cel puțin o poziție laxă față de acest fenomen, care este vorba și la urma urmei de ura față de un popor. Așa ceva nu este deloc democratic. În Franța avem Frontul Național, în Ungaria avem Partidul Jobbik, în Suedia Sweden Democrats Party, să mai cheamă și democrații ăștia. În Grecia, Zori Aurii, în Bulgaria, Ataca, în Austria, Freedom Party of Austria, în Marea Britanie, UKIP. Și noi idolatrizăm Occidentul pe treaba asta, adică noi vrem și înțelegem că asta este civilizația occidentală. Uite, partidele sunt aici. Slavă Domnului că noi încă n-avem. Am avut la un moment dat o tendință, dar slabă. Avem noi ceva... ceva pe acolo prin secuime, secoace, un antiromânism, de fapt, chiar la noi în țară, antisemitism, slavă Domnului, noi încă n-avem la cotele astea și sper să n-avem niciodată,
dacă tot pretindem că suntem o țară majoritar creștină. Creștinul nu urește pe nimeni. Cu atât mai mult pe evreu. Cum să-l urești pe evreu? Păi, vorba lui Țuțea, care a spus ăstora de mai erau ei așa legionari cu sentimente antisemite, le-a spus, băi, fraților, Hristos nu s-a născut la Fălticeni. Da? Să ne înțelegem. S-a născut în poporul lui, popor ales. De ce ales? Păi, de ce se numește poporul evreu, popor ales? Să explicăm treaba asta, mai e nevoie pentru cei care nu pricep? Păi, într-o mare de popoare idolatre, păgâne, politeiste, nu trebuia păstrat totuși cumva memoria unicului și adevăratului Dumnezeu? Asta a fost rolul poporului evreu în istorie. A menținut clară flacăra monoteismului adevărat și a mesianismului. Nu un popor evreu s-a vorbit de Mesia, cel așteptat, cel venit. Adică, mă rog, dar asta e pe linie teologică. Eu cred că ura față de evrei n-are un fundament teologic, deși mai sunt așa slabe de vieri și acum mai găsești pe internet câte o pagină zăpăcită, câte un blog de ăsta aiurit care trâncăne fără să știe despre ce vorbește. Dar eu cred că ura față de evrei este urmarea unei mari mașinațiuni care pornește pe ideea că evreii conduc finanțele mondiale. Eu mai m-aș gândi la treaba asta. Cu evreii conduc finanțele mondiale. Și dacă le-ar conduce, bine, pe lângă faptul că în economia de piață îl de bogat, știi, e ori invidiat, ori e urât. Niciodată capitalismul n-a fost, cum să spun, un mediu comunitar, mirific. No. Capitalismul este un mediu sălbatic, din start, că generează o concurență nedreaptă. Dar dincolo de asta, asta cu finanțele mondiale și cu... Bun, să zicem că sunt unii evrei bogați, ca și unii americani, ca și unii mai știu eu de care. Da? N-am auzit ca fondatorul Microsoft, Bill Gates, de exemplu, care e un om super bogat, să fie evreu. N-am auzit. Sau poate nu cunosc eu. Nici n-am stat să-i fac bibliografia, dar mă gândesc că nu-o fi, nu? Și, prin urmare, merită să urești un popor întreg pentru câțiva oameni, să zicem, din poporul ăla care sunt bogați. Și noi români avem niște oameni bogați în țară, la noi. Ce facem? Urâm tot poporul? Că avem câțiva bogați care probabil i-a supres pe săraci? Sau cum? Cum să faci treaba asta? Adică noaptea minții este foarte mare și o să mai apucăm să vorbim de noaptea minții. Dacă am pomenit de Bill Gates, rămâne la o știre care, eu nu sunt mirat de această știre. Cine se miră înseamnă că e naiv. E normal, trebuie să te gândești că supremația mondială nu se ține cu flori și bomboane. Nu, se ține cu tot felul de lucruri lumești, uneori chiar ilegale. Ia uite aici. Milioane de computere din întreaga lume sunt compromise de spionii NSA americani. Verifică-ți harddisk-ul. Bine, este un titlu de presă, știrea însă este foarte, foarte serioasă. Foști ofițeri ai serviciilor de informații și specialiști în securitate informatică au dezvăluit că Agenția de Securitate Națională Americană, NSA, aia criticată de Snowden, că tot a spionat Germania și statele lumii, a reușit să planteze această agenție în harddiscurile manufacturate de mai mulți producători de vârf programe de tip spyware care permite să își arunce ochii vigilenți prin quasi majoritatea computerelor active la această oră în lume. Adică nu există computer fără hard disk. Și vorbim de computere cu hard disk-uri dotate de Western Digital, Seagate Technology, Toshiba Corp, IBM, Micron Technology și Samsung Electronics. Adică ăștia sunt cei mai mari și cam singurii producători de harddiscuri în lume. Pe românește, NSA-ul american a plantat niște programe de spionaj în harddiscurile astea.
nu e prima dată când înseaul american face treaba asta. Să ne aducem aminte de fostul virus tehnologic Stuxnet, care era chitit, adică era, cum să spun, țintit spre anumite computere. El umbla în toată lumea, dar devenea activ numai când ajungea în anumite computere care aveau legătură cu programul nuclear al Iranului. Că tot vorbim de război cibernetic. Adică oamenii ăștia au făcut un programel care, în momentul în care a ajuns, propagându-se așa ca virusul prin lume, în computerele de la centrifugele nucleare iraniene, le-au destabilizat. Și astfel America a reușit să destabilizeze producția de uraniu îmbogățit a Iranului. Nu? Deci, iată că se poate cu un computer să produci un război și o pagubă. E, de ce nu mă miră această știre? Păi supremația fraților din cele mai vechi timpuri a însemnat spionaj. Pentru că informația oferă totuși putere. Adică omul care te spionează știe dinainte ce se întâmplă cu tine. Știe cum să te ia, știe cum să te abordeze, știe cam ce ai în cap și ce informații deții. Din start el devine mai puternic decât tine. Ce e așa greu să ne dăm seama? Deci, conform specialiștilor, programelul ăsta se lansa de fiecare dată când computerul era pornit. Orice computer are hard disk. Acum, sigur, nu va apuca să demontați calculatoarele de acasă. Nu-l veți găsi, pentru că este așa de bine implantat. Este implantat tocmai în firmware-ul hard disk-ului, adică în programelul ăla intern al lui. Nu undeva în programele dumneavoastră. Nu vă scanați calculatorul, că vi-l scanați degeaba. E vorba de, pe românește, un program implantat chiar în chipurile alea ale hard disk-ului. Acolo se supraveghează tot traficul de date și așa mai departe. Deci nu e nevoie să-ți implanteze ceva în calculator. Când ai cumpărat hard disk-ul, zici tu, gol-goluț de la magazin, tu de fapt l-ai luat cu programul ăla în el. Înțelegi? Despre asta este vorba. Pentru că un hard disk din acesta, după cum vedeți, funcționarea lui e foarte complicată. E o întreagă uzină acolo. Sunt softuri care actualizează capetele de citire, sectoare, piste, cilindri. E o întreagă nebunie. Adică nu e așa simplu ca la prima vedere. Seamănă el cu un pick-up așa, cu un patefon din ăla vechi, dar nu e aceeași treabă. Și acolo undeva în chipurile alea, că el are și o memorie tampon din ce în ce mai mare. Deci ce era greu ca americanilor să facă acest lucru? Și mai interesant este că acest virus funcționează de vreo 14 ani. Deci vă dați seama de ce perioadă de timp vorbim? De 14 ani acest virus funcționează. Compania care a găsit virusul spune că astfel de programe de spionaj și altele au mai fost descoperite în peste 30 de țări. Cele mai numeroase fiind Iran, Rusia, Pakistan, Afganistan, China, Mali, Siria, Yemen și Algeria. Țintele alese de spionii americani includ instituții guvernamentale și militare, companii de telecomunicații, bănci, companii de energie, institute de cercetare în domeniul nuclear, instituții media, deci chiar și presa este supravegheată, și activitățile islamice. Bun, întrebate companiile respective de ce se întâmplă cu harddiscurile lor, s-a făcut așa. Western Digital, Seagate și Micron au comunicat presei că n-au cunoștință de prezența unor astfel de softuri. E foarte simplu să zici treaba asta. Toshiba și Samsung au declinat orice comentariu. IBM n-a răspuns deloc. Asta e și firmă cu acționari americani, știi? IBM. E dezvoltată în America. Adică oricare din aceste trei răspunsuri justifică pe deplin sau acoperă pe deplin activitatea spionilor. Pentru că ce poți să le faci? Adică, domnule, am descoperit un soft în hard disk-ul. Nu știu, domnule, nu-i vina noastră. Habar n-avem. Nu ne interesează. Pentru că, pe de altă parte, hai să vorbim serios, ce le poți face? Îi dai în judecată că ți-au vândut un hard disk cu un programel în el? Sau care ar fi motivul? Că te spionează? Ce dovezi poți avea? Că mai întâi nu poți tu să găsești, ca să găsești programelul ăsta,
trebuie să fii foarte specialist, ai acces la toată uzina aia din hardis de acolo. Și doi, după ce depistezi programelul, în justiție se rezolvă toată simplu. În momentul în care ai cumpărat hardiscul, e ca și cum ai semnat un contract cu firma respectivă că ți asumi ceea ce ai cumpărat. Deci tu ai cumpărat și programelul respectiv. Pentru că hardiscul mai are și alte programele în el care asigură funcționarea. Compania poate zice foarte frumos, domnule, acest programel de care zice Tănăsescu că e spion, e de fapt un programel care asigură buna funcționare a hardiscului. Fără ăsta nu merge. Și tu ce? Ai tu acces la datele NSA să demonstrezi că ți-au căutat în calculator sau că de fapt ele nu-ți caută în mod intenționat, că nu e NSA-ul interesat de Tănăsescu, de exemplu. Dar în momentul în care anumite fișiere, anumite cuvinte cod, anumite chestiuni cheie, că asta e esența spionajului, trec prin programelul ăla, el semnalizează. Ia uite, am găsit la Cutărescu, la Tănăsescu, am găsit ceva cu plan de bombă sau mai știu eu ce, sau date, sau nu vedeți pe unde sunt trimise softurile astea? Bun. Deci, încă o dată, Statele Unite ale Americii are mari probleme de imagine după știrea asta, care și așa ele, Statele Unite, erau deja zdruncinate de scandalul cu Snowden. Acum prinde virusul, scoate hardiscul, cam așa ar veni problema. Mergem mai departe în Facepress-ul de astăzi și discutăm despre Ucraina, că dacă tot vorbim de lupte, hai să vedem ce se mai întâmplă în Ucraina. Există un acord de pace pentru încetarea activităților militare. Din păcate însă, orașul strategic de Balteve este în continuare în lupte în luptele dintre rebeli și ucrainieni, rebelii proruși și armata ucraineană. Armata ucraineană a recunoscut ieri pentru prima dată că mai multe dintre unitățile sale militare sunt încercuite în orașul strategic de Balteve. Luptele violente continuă, a spus un purtător de cuvânt militar, în contextul în care separatiștii au declarat că au ocupat aproape în întregime acest nod feroviar strategic din estul Ucrainei. Păi așa se face armată, cu strategii, nu cu statul pe Facebook. Acolo e pierdere de timp. Da? Așa se câștigă resurse și se domină lumea cu strategie militară, economică, spionaj. De astea, nu cu stat pe Facebook și comentat în van că nu știu ce și nu știu cum. Iureli. Mai mulți soldați au fost luați prizonieri. Ministerul Apărării din Ucraina a recunoscut că militarii brigăzii 101 și ai regimentului 8 au fost capturați de rebeli. Deci, avem acord militar, da? De pace. Acord militar de pace, da? Avem. Și ce dacă ne luptăm? Asta e. Zi ceva acum. Vreau să văd reacția comunității internaționale. Trebuie să fie. Dar pentru că vorbeam de noaptea minții și despre pierdutul sensului uneori în viață și despre interesele care te pot răscoli atât de tare încât te pot fanatiza, iată o știre dură, deci o știre, nu știu, cred că ar trebui să spunem bulină pe ecran la știrea asta, probabil. Teroriștii grupului Stat Islamic au ars de vii 45 de ostatici în centrul Irakului. Deci oamenii ăștia sunt, cum să spun, din ce în ce mai barbari în ochii lumii întregi. Au decapitat, au spânzurat, au ars de vii niște oameni. Acum continuă, a mărit cifra. Deci s-a trecut la 45. Omorâre prin incendiere. Membrii prizonierii arși de vii, ostaticii arși de vii, erau membri ai serviciilor de securitate irachiene. Bine, puteau să fie și ultimii păcătoși de pe pământ. Puteau să fie cei mai cumpliți teroriști ai lumii. Puteau să fie cei mai mari răufăcători. Nimic pe lumea asta nu justifică incendierea, moartea în halul ăsta barbar. Adică ne întoarcem la vremurile evului mediu, când Inchiziția rezolva problema. Păi asta nu e un mod de a înțelege religia.
nu? În mod de a înțelege religia cum trebuie. Și na, acum pentru că vorbim de moarte, nu mai insist cu știrea asta că e macabră, e rău. Numai am vrut să vedeți cât de întunecați la minte sunt unii. Dar pentru că vorbim de moarte, în România avem alt gen de abordare a problemei morții și anume, domnule, o fi el săracul decedat, adormitul robului Dumnezeu cu tărică, dar dacă e dator la stat, să ne recuperăm datoria. În România, morții sunt datori la fisc. Adică, și dacă a murit, trebuie să-și plătească de a avea datorii. Nu? Fiscul gafează din nou. După grădinițe și școli pe care le-a scos datornice la stat, adică statul și-a scos datornic propriile unități, înțelegi? A ajuns cu deciziile de impunere și cu plata contribuției de sănătate la cimitire. Adică, doamne, ești mort? Da, să fii sănătos. Plătește-ți contribuția de sănătate. Știi? Oamenii ăștia nu se gândesc ce fac. Nu știu care e un haos în sistem de nu înțelegi. Sute de români s-au trezit peste noapte că trebuie să dea bani la sănătate în contul părinților decedați sau al rudelor plecate în străinătate care nu fac niciun venit în țară. Păi, nu or fi ele în țară, dar poate au nevoie de sănătate, cine știe. Finanțele promit să facă ordine în codul fiscal de anul viitor. Adică stai că până la anul o să ne mai distrăm, să înțeleg în felul ăsta, nu? Până atunci, decedați sau încă în viață, românii sunt buni de plată, spune materialul video de la TVR. Să-l urmărim. Salciei Buzău, sat european pe indicator, de-a dreptul arhaic în realitate. Poștașul a bătut de două ori în poarta lui Viorel Păduraru, odată cu un plic pentru mama sa decedată în 2007 și a doua oară cu unul pentru soție, casnică dintotdeauna. Pentru amândouă e pus să plătească 936 de lei contribuție la sănătate aferent anului 2012, deși lipsesc persoana sau, în cazul soției, sursa de venit. Alu mama n-a luat-o, deci am refuzat-o, a luat-o poștașul înapoi, a zis că o trimite înapoi și scrie decedat pe ea, că are 8 ani de zile, faci în toamnă. Am rămas blocați. Nu avem. Nu avem nici salariu, nu avem nimic, ca suntem... Același plic de la fisc a ajuns și la Eugenia Crângașu, o buzoiancă de 67 de ani. Femeia locuiește cu mama sa și are o singură sursă de venit. O pensie de handicapte, 300 de lei. În hârtia asta scrie că trebuie să dați la stat 4.680.000 pentru că ați avut niște venituri din investiții de 180 de lei. Ce venituri ați avut? De unde bani? Fiscul s-a încăpățânat să trimită decizii de impunere și acolo unde nu mai locuiește nimeni de ani de zile. Fratele lui Ioniță este plecat de 12 ani la muncă în Spania. În tot acest timp nu a înregistrat niciun venit în țară. A venit fratele meu să plătească pe anul 2012 o sumă de 4.600.000. A zis că el nu plătește nimic aici pentru că el plătește acolo. La finanțe au o bază de date incorrectă în primul rând. Oamenii au luat un leu, 10 lei, 20 de lei. Deci au luat 20 de lei și trebuie să plătească 460. Nu este corect, este inuman, pur și simplu. Eu am făcut contestații și chiar sunt curios dacă o să primesc răspunsuri. Cei de la ANAF au trimis 10.000 de astfel de decizii prin care îi înștiințează pe români că au deplătit contribuții pentru asigurări sociale de sănătate. Impunerea vine pentru toate veniturile, altele decât cele din salarii și pensii. Sunt oameni care în 2012 au încasat un leu sau 10 lei din dobânzi, vânzarea de fier vechi sau a câtorva litri de lapte și care acum sunt nevoiți să plătească potrivit legii 460 de lei. Pentru că impozitul se calculează la valoarea salariului minim pe economie din 2012. Nu spun că este bine sau că este rău. Ceea ce vă spun că în noul cod fiscal această prevedere a fost scoasă și se va plăti 5,5%, deci CSS-ul, doar la venitul obținut, indiferent dacă ai sau nu un salariu. Noul cod fiscal va fi discutat mâine în ședința de guvern și trimis apoi Parlamentului. Ministrul Finanțelor speră că va putea fi aplicat din ianuarie 2016. Eu nu mai am cuvinte, deci haosul ăsta administrativ a ajuns prea departe în România și o să vedem după pauză ce încredere să mai am eu în Parlament când nici măcar Parlamentul nu știe să citească o decizie a Curții Constituționale. Vorbim după pauză. Luăm pauză, nu mai pot să zic nimic. Pauză. Da, am revenit. Vă spuneam de haos. Ieri la Parlament, în Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților, reprezentanții cultelor religioase au fost invitate la dezbateri
după decizia CCR cu ora de religie, știi? Și la ora actuală presa continuă să susțină că de fapt Curtea Constituțională a decis că vor putea intra la ora de religie doar copiii care au depus cerere. Nu despre asta e vorba în cerere. Deci mă uit cu stupoare la tot circul ăsta mediatic și la circul care a fost în comisie, vorbim imediat. Deci toată lumea parcă nu știe să citească, frate. Curtea Constituțională a zis că cei care nu vor să facă religie nu mai trebuie să facă cerere, este neconstituțional să facă ei cerere. Asta a zis Curtea. N-a zis Curtea să facă cerere ăia de vor religie. Curtea numai a explicat în motivație, care nu e obligatorie pentru Parlament. Hai că acum fac și drept aici, în direct. Deci Curtea a explicat că există un principiu, că nu poți să pui pe unul care nu vrea să beneficieze de un drept să facă cerere. De regulă ălălalt o face, dar nu se aplică tot timpul. Repet, modelul cu votul, adică când mă duc să votez, că e un drept constituțional al meu și statul mi-a asigură, cum facem? Fac cerere să mă duc la vot? Zici că avem cerere. Uite, ăsta este un model pe care echipurile l-a discutat nu știu cine. Deci noi ne apucăm și facem niște discuții sub niște presiuni aiuritoare. Cine a stabilit modelul ăsta de cerere? A stabilit Parlamentul că trebuie făcută cerere? Despre ce vorbim în țara asta? Da, reprezentanții cultelor religioase au susținut necesitatea studierii religiei în școli. Da, foarte bine, dar nu asta e discuția. Curtea Constituțională a zis că religia rămâne într-un trunchiul comun și e constituțională. Nu prezența religiei în școli e discuția. Discuția e mai facem cerere sau nu, ăia de nu vrem să facem. Asta era discuția inițial. Moise Emil, când s-a dus la Curtea Constituțională, s-a plâns că a trebuit să facă cerere să scoată pe FISA de la oră. Asta a fost problema. Deci, în ce țară trăim? Eu chiar nu mai înțeleg. Nu mai știm să citim, citim de andoaselea. Și mă uit cu stupoare că toată lumea merge pe linia asta. De, nu e niciun jurist în țara asta să explice clar ce zice decizia aia CCR. Că în decizie contează ce scrie după cuvântul decizie. Până la decizie e o motivare, nu e neapărat obligatorie pentru Parlament. Deci, nu știu, frate, nu mai sunt facultăți de drept în țara asta, nu mai avem juriști, până și juriștii Patriarhiei par plecați pe un înțeles greșit, că reprezentantul Patriarhiei s-a dus și a zis că Patriarhia Română cere ca înscrierea la ora de religie să se facă pe toată durata școlarizării în unitatea de învățământ. Mă rog, e o idee, e o soluție, nu e problemă de asta. Pe noi ne interesează modalitatea, nu se poate face un tabel la începutul anului. Domnule, care vrei să faci sau să nu faci? Adică mi se pare absurd să mă pui să fac cerere eu majoritarul, după ce până acum n-am făcut și a fost ok. De când suceala asta? Adică totuși unde ne este logica? A plecat cu deciziile ANAF la cimitir, că nu mai știi ce să mai zici. În schimb, ateii, că aici e circul, ateii au dat o reprezentație pe cinste. Zice reprezentantul ASUR, Toma Pătrașcu, îl întreb pe ministrul educației ale cui interese apăr, ale copilului sau ale bisericii. Ești plecat cu capul, domnul de la Toma ASUR, îți răspunde exact cum ne-ai făcut dumneata într-un articol, că a zis că toți religioșii sunt idioți. Așa a zis într-un articol și nimeni nu l-a sancționat. Omul ăsta are probleme de raportare la realitate. Remus Cernea, ca să dea culoare, a venit și a zis că el propune ca să facă cerere. El înțelege, Remus Cernea, cum e treaba. E o leacă mai hârșit, așa, cum se zice, că el propune în comisie ca să facă cerere aia de vor religie. El știe că decizia curții nu se referă la treaba asta. Cum greșit a înțeles toată lumea. E totuși un om inteligent, dar greu sau greșit plasat, Remus Cernea. Pe de altă parte a zis că a văzut două icoane acolo la comisie și a zis că ce caută icoanele astea aici, că am putea să punem și simboluri ale ateilor, de exemplu o fotografie a lui Nice care zice că Dumnezeu a murit. Domnul Cernea, dacă n-ați înțeles în ce context a zis Nice că Dumnezeu a murit, înseamnă că nu l-a știut pe Nice. Habar n-aveți cine e Nice. Deci, cred că la dumneavoastră s-a referit Nice când a zis că Dumnezeu a murit. Că pentru dumneavoastră Dumnezeu a murit.
Dar n-ați înțeles-o pe asta, e și asta o problemă. Mai departe a fost însuși domnul Emil Moise acolo, mai îl cheamă și Moise, nume frumos, de altfel și biblic. El zice că decizia CC în curții constituționale n-a fost respectată din nicio școală, nu trebuie să mai intre nimeni la ora de religie fără cerere. Băi, tovarășul Moise, deci nu e vorba de asta, domnule, ai decizia, ai făcut proces, ar fi trebuit să-ți vină acasă. Domnule, dumneata ai câștigat doar dreptul de a nu îți mai trimite copilul la religie fără cerere. Punct. Atât ai câștigat. Atât îți spune decizia aia ce cere. Ce e așa greu să înțelegem? În fine, să nu mai pierdem timpul, că eu deja am senzația că e ca discuțiile cu sectarii, știi? Când vine sectarul să te lămurească pe tine cum e credința și tu îi spui, băi frate, stai că uite, asta înseamnă așa, asta înseamnă... Nu, frate, nu, e ca mine. Deci ăștia sunt noi fundamentaliști atei din România. Țineți bine minte că o să mai avem de pătimit de pe urma lor. Un sondaj care n-apare deloc în presă decât pe Agerpres, care este agenția de știri publică a statului și foarte interesant, n-a apărut încă pe publicația care a comandat sondajul, e vorba de Adevărul. Adevărul a comandat un sondaj INSCOP în care a vrut să vadă dacă românii ar respinge sau nu publicarea de caricaturi cu Iisus sau personaje biblice. Adică, hai să vedem, putem și noi să luăm pe urmele lui Charlie Hebdo? Și adevărul este că 70% dintre români resping publicarea de caricaturi dacă acest lucru ar jigni persoanele credincioase. Asta înseamnă respectul reciproc. Domnule, să nu-l jignesc pe cel de lângă mine. Mai sunt și, vom vedea că sunt și fundamentaliști în creștere în România. 6% susțin necondiționat publicarea de caricaturi în virtutea dreptului la liberă exprimare. Domnule, libera exprimare nu totuna cu jignirea. Iar 17% nu știu sau nu răspund. E, știrea asta nu prea vezi prin presă. De ce? Pentru că vorbește de respectul reciproc, de buna conviețuire, dar pe cine mai interesează așa ceva? Astăzi trăim niște vremuri când comerțul trebuie să facă bani chiar și pe ură. Păi ura e mai puternică decât iubirea și atunci comerțul pe ură e mai frumos. Deci regret faptul că nici la ora asta Adevărul n-a publicat pe site, uite, o să mai verific o dată, n-a publicat această știre, deși e comandată de el. I-a luat Agerpresul înainte. Nu, Adevărul are treabă cu ora de religie că biserica a pierdut prima rundă la Camera Deputaților. Păi nu știu, e o rundă între juriști. Și pare că nici parlamentarii nu mai știu să citească pe acolo. Dar bun, revenind la sondajul respectiv, întrebați despre profetul Mahomed, 71% dintre români spun că nu susțin publicarea în presă de caricaturi cu profetul Mahomed în măsura în care acest demers ar jigni comunitatea musulmană. Corect, așa trăiești bine și frumos împreună, nu jignindu-te unii pe alții. 9% însă susțin necondiționat publicarea caricaturilor cu profetul Mahomed în virtutea dreptului la liberă exprimare. E, ăștia sunt cei care jignesc, care nu știu să se comporte, ăștia sunt cei care trăiesc în lumea lor. Adică pe ei interesează numai ei să fie. Bun, regret, repet, regret că la ora actuală încă n-a apărut știrea pe Adevărul. E ceva, se întâmplă ceva. În fine, om trăi și om vedea, a zis românul. Și pentru că vorbeam de comerț, știți că biserica mai deranjează cu ceva, dacă tot vorbim de deranjul pe care religia îl face comerțului. Postul, domnule, postul, o fie el bun, o fie el frumos, dar scade vânzările, domnule. Uite. Producătorii se plâng că pierd 50 de milioane de euro din cauza postului Paștelui. Păi mă aștept acum și postul să fie criticat, nu e așa? Pentru că vânzările de carne, lapte și ouă scad în medie cu 20% în postul Paștelui. Nici măcar nu scad mult, la câți credincioși ar trebui să postească în țara asta. Producătorii estimează că pierd 50-60 de milioane de euro în mai puțin de 2 luni. Păi, biserica e de vină, domne. Deci, cum adică postul? Să băgăm în noi, domnule, să consumăm. Consumerismul ne va zăpăci pe toți. De fapt, despre asta este vorba, că între lumescul comerțului consumerist
și ținta vieții pe care o propune creștinismul, biserica și alte religii, e o mare diferență. Că postul există în multe religii, adică nu numai creștinismul are post. Asceza e... Asceza se întâmplă în multe religii, dar postul este cale tocmai. De ce se supără lumea? Pentru că postul te vindecă sufletește. Postul te scoate din matrixul ăsta al vieții, din miasmul ăsta al consumerismului, din marasmul ăsta al consumerismului. Postul este cale spre vindecare sufletească. Iată, spune doxologia.ro, postul care îi place lui Dumnezeu este postul atât cu sufletul cât și cu trupul, sprijinit și întărit de rugăciune, fapte bune, mărturisire și Sfânta Împărtășanie, zice doxologia. Deci, prin post ne desăvârșim, prin post ne curățim, prin post ne ferim de rele. Nu numai gura și stomacul vostru să postească, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Ochii, picioarele, mâinile, toate mădularele trupului vostru. Mâinile să postească rămânând curate de hoție și lăcomie. Asta ar trebui scrisă la DNA undeva. Picioarele nealegând spre locuri păcătoase. Ăștia care vor să legalizeze prostituția. Ochii să nu privească la frumuseți străine, mass media, da. Gura să postească de sudalme și vorbiri rușinoase. Mai că vine nici să nu mai facă emisiune în post, că uneori simt că vorbesc în van și chiar uneori nu e bine ce se întâmplă. Deci, vremea postului este o vreme de bucurie duhovnicească în care simți cum te eliberezi din lanțurile patimilor care te țineau în robie. Ăsta este postul. Da, dar astăzi comerțul se face cu robie, nu se face cu post, cu luminare, cu... Nu. Țara te vrea prost, zicea o vorbă undeva. Da, pentru că atunci când ești ignorant, poți fi bun de client. Da? Hai să vedem, de dragul comerțului, ce se mai întâmplă, că tot vorbeam de post, până și produsele de post ajung să fie chimizate, vorbim de fructe. Vreți să vorbim de fructe? Vă închipuiați dumneavoastră că merele pot fi modificate genetic? Ei, iată, pe un site de știință, care are o știre confirmată, citim despre... merele modificate genetic care au fost aprobate pentru consum în Statele Unite. Deci, ca să înțelegeți de ce ne pun oamenii ăștia pe raft nouă produse modificate genetic. Care a fost dilema? Dilema a fost că după ce tai un măr, acesta își schimbă culoarea și știți că se oxidează un pic acolo. Normal, în prima, a doua zi se oxidează când tai mărul. Comercianții au fost nemulțumiți, au zis, domnule, nu mai merg vânzările din cauza asta. Pentru a evita acest lucru, merele au fost modificate ca să producă o cantitate mai mică din enzima care oxidează mărul, astfel ca merele să rămână cât mai mult timp așa frumoase tăiate. Păi da, pentru că, de exemplu, când faci o prăjitură cu un măr tăiat și o pui în raft, nu poți să o ții mult timp acolo, că se oxidează mărul. Și românul își dă seama, adică zice, mărul s-a stricat, înseamnă că prăjitura asta e de un timp grămadă aici. A, dacă faci un măr modificat genetic, nu-și mai schimbă culoarea. Și poate să stea prăjitura aia bine, că între timp mai bagi și în prăjitură niște chimicale serioase, niște mulți conservanți. O să ajungem nici măcar, vorba uneia, părinte, nu o să mai putrezim de câte chimicale băgăm în noi. O să ne găsească ăștia pe toți sfinți de-a gata. Cum se spune în popular, că cei ce erau găsiți așa erau sfinți, virtuoși, minune de la Dumnezeu. E, acum noi ne străduim să băgăm chimicale în noi. Deci, iată de ce se modifică genetic. Comerțul este cel care împinge lumea înainte. Comerțul a devenit baza lumii de azi, ceea ce este foarte deranjant. Pentru că în virtutea comerțului comite foarte multe lucruri imorale, chiar ilegale, și nu este normal. Mai vorbește azi cineva de cultură, mai vorbește azi cineva de cunoașterea în adevăratul sens al cuvântului. Că atenție, nu e vorba numai de a ști.
pot să citesc eu pe internet pagini multe. Dacă n-am darul acesta al deosebirii informației, de a ordona cum trebuie, ajung să fiu o sumă de informații pe care o repet ca un releu la nesfârșit. Cine mai vorbește azi de cultură? Ea a rămas în locuri izolate. Se întâmplă pe aici, pe acolo, aproape neștiute, pentru că vorba unui parlamentar care a zis la un dat acum 7-8 ani în România, întrebat fiind, domnule, știți că să mai investim și noi în cultură, să mai dăm niște bani la cultură, și a zis, da, ce produce cultura asta să dăm bani? Adică noi investim, înțelegeți? Banii trebuie investiți ca să producă mai mulți bani. Cultura, care este un domeniu aparte, cunoașterea în general, nu prea produce bani, că astea sunt lucruri umane, lucruri firești între noi. Nu, uite, sunt oameni care se mai străduiesc să facă, de exemplu, cultură. Am primit la redacție o revistă foarte interesantă a comunității turcești din Dobrogea, o revistă trimestrială de cultură, un număr pe luna ianuarie, în care sunt foarte multe titluri interesante. Iată, acest număr vorbește de Mihai Eminescu. Foarte interesant, se vede? Ia să vedem, se vede, da? Deci vorbește de Mihai Eminescu, pe care îl numesc geniu carpaților, musulmanii noștri, concetățenii noștri de aici, oamenii cu care conviețuim. Noi când spunem că Dobrogea e model intercultural, nu spunem prostii, dar noi înțelegem să ne respectăm unii pe alții. Nu să ne frământăm, mai știu eu cum. Da? Despre asta este vorba. Iată, o revistă foarte interesantă, să spicuim câteva titluri, despre Crimea, un editorial, despre Bucovina, glosă de Mihai Eminescu, zice aici frumos, la 15 ianuarie se naște geniul carpaților români, flacără eternă. Iată ce frumos, o comunitate musulmană știe să prețuiască un român. Și noi la rândul nostru îi prețuim, că vorba aia, conviețuim de ani de zile aici. Poeme bilingve despre insula Adakaleh, despre viața și lupta arhitecților români, despre dragostea de patrie, despre orașul anatolian cu nume românesc, despre utopia comunistă și tătarii, despre gulagul sovietic, despre evrei în Dobrogea otomană. Foarte interesant, iată, Dobrogea, evrei, otomani, spațiu interetnic, intercultural. Foarte frumos. Dar cine să învețe? Păi cine? Vitejii tătari crimeni, ca să vorbim de ce au pățit tătari în Crimea. Nu că poate ne ia Putin la fugă, căci că e a lui acum. Despre un haiduc tătar crimean, pe care îl chema Alim Azamat. Și despre tătari. Deci o revistă de cultură e o revistă de identitate a unei comunități. Asta înseamnă respect. Bun, hai să o mai arăt un dat. Asta înseamnă respect. Să nu-ți fie rușine, deși ești musulman, cu Eminescu. Și nici mie nu mi-e rușine cu oamenii de cultură turci, cu primarul Medgidiei, de exemplu, ca să-l dau exemplu. Prima biserică din Medgidia, să vorbesc de unde știu, prima biserică din Medgidia a fost făcută de primarul turc de acolo, care culmea, asta e de antologie, s-a dus primarul turc la ministrul român de finanțe, i-a cerut bani, ministrul i-a zis că n-are, da, era Ionescu, parcă Tachi Ionescu, parcă era, sau ceva genul ăsta, și primarul a dat cu pumnul masă la român și a zis, păi bine, bre, zice, eu, primar turc, mă chinui pentru comunitatea ta și tu nu dai bani la românii tăi? Vedeți? Asta este buna conviețuire. Ne respectăm, ne apărăm valorile reciproc la nevoie în fața tăvălugului ăsta capitalist care vrea să comercializeze totul și să desfințeze tot. Plecasem de la tineri în emisiunea asta. Tinerii îi așteaptă o lume foarte complicată. Le doresc să se educe frumos, pentru că altfel va fi foarte greu. Vă mulțumesc pentru atenție, atât din Facebook-ul de astăzi. Vă aștept cu drag și mâine și dacă vi se pare că m-am mai aprins, iertați-mă că uneori om sunt și eu și mă uit cu groază la tăvălugul ăsta al pierderii de identitate. Toate cele bune, Doamne ajută!